A rămas ca o rază de lumină în amintirile tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat talentul, generozitatea și dorința de a explora prin artă vremurile de mult apuse. Vorbim despre regretata artistă Irina Press. Schițele create de ea pentru costumele teatrale, lucrările de grafică și pictură pe care le-a realizat de-a lungul anilor au fost expuse la Biblioteca Științifică Andrei Lupan din Capital. Este a doua expoziție organizată în memoria artistei. Toate lucrările sunt din colecția familiei și a prietenilor Irinei Press. Ne-am prietenit lucrând la Teatrul Național de Operă și Balet. Am făcut câteva spectacole împreună, Elixirul Dragostei, Don Giovanni, Logodnica Țarului. Pe parcursul vieții, Irina Press nu a făcut expoziții. Ea a fost foarte ocupată la teatru, a montat peste 100 de spectacole în toată Europa. Nu a avut timp pentru expoziții. Au fost expuse lucrări de grafică, pictură, schițele de costume pentru spectacolele de operă. Chiar dacă nu este costumul în material, în volon, pe manechin, se simte un rafinament deosebit. O cunoaștere bună, profundă a epocii pe care o abordează în spectacolul teatral. Pentru mine astăzi este o redescoperire, mai bine zis, o reconștientizare a valorii ei ca pictor și ca grafician. Prin creația sa, Irina Press a lăsat o moștenire valoroasă, o comoară pentru cultura națională. Ea a fost și o femeie foarte frumoasă. Am crescut la teatrul de operă, iar spectacolele cu scenografie și costumele realizate de Irina Press sunt o parte a vieții mele frumoase. Artista a fost o epocă în istoria teatrului nostru liric. Irina Press, un marele scenograf cu numele european, un genial pictor. Ea nici nu și-a dat seama cât de valoroasă este moștenirea ei. Irina Press a lucrat în calitate de scenograf și designer de costume la Teatrul Național de Operă și Balet din Chișinău din 1981. Artista s-a stins din viață în decembrie 2021.